Bună ziua, dragii mei puștișori, în sfârșit ne vedem față în față. Am vrut, de la ultima etalare din noiembrie, cea care a fost foarte, foarte ciudată și foarte bruiată, am vrut pe tot parcursul lunii să am o discuție specială cu voi, să vă întreb voi ce faceți, ce vi s-a întâmplat în luna noiembrie, pentru că, sincer, eu am trecut prin niște chestii nu tocmai plăcute. Evident că acele bruiaje au anunțat ceva. Nu sunt genul de om care sunt foarte superstițios și totuși a trebuit să am de-a face cu niște situații foarte neplăcute. Vreau să vă întreb, voi ce ați făcut în această perioadă? Până la urmă, iată, n-am reușit decât să fac această etalare, reușesc să fac această etalare și simt că dacă va fi cumva bruiată de vecin, va fi o mare diferență între bruiajul de luna trecută și acesta, în cazul în care se va întâmpla. Pentru că vecinii au chef de petrecere și s-ar putea să dea muzică mai tare, dar eu tot am amânat etalarea din seara asta, de fapt, de vreo 2 zile, tocmai ca să evit zgomote în timpul discuției pe care trebuie să o avem. Și să aflăm ce se pregătește pentru noi. Am amestecat cărțile, am văzut diferite chestii, am văzut Marea Preoteasă, am văzut că aveți de-a face, ați avut, sper că ați avut, nu mai aveți de-a face, ați avut de-a face cu o situație extrem de toxică pe care ați intuit-o, evident, Marea Preoteasă, diavolul, dar persoana sau situația toxică se îndepărtează într-un fel de acea energie negativă. Deci a fost diavolul, 6 de spade, semn de aer, evident, semn de pământ, 8 de cupe și apoi mai încolo se vedea un as de spade. Cine a venit cu această energie negativă sau situația în sine, probabil că încearcă să se îndepărteze de acea negativitate într-o formă sau alta. A mai fost și turnul. Probabil se trezește la realitate, ori persoana, ori situația se rupe tocmai ca să se refacă. În fine, trec peste asta. Am cerut mesaje de la îngeri pentru voi, pentru noi, și imediat vi le citesc, dar dați-mi voie, înainte de etalare, să fac o mică rugăciune. Bishem Adonai, Mimini Mihail, Umismoli, Gavriel, Umilifnai, Uriel, Umeahorai, Rafael, Va'al Roshi, Shehinatel. Mulțumesc! Au venit mesajele. Primul este scrierea, writing, da? Că știm, în principiu știm engleză majoritatea. Dacă nu, pe scurt vă zic eu. Este vorba de scriere. Și sunteți chemați, mă bucur că ești această carte, îmi doresc de foarte mult timp să scriu niște lucruri. Și sunteți chemați să vă vindecați, să-i vindecați pe ceilalți, să inspirați, să predați și să bine dispuneți pe ceilalți prin cuvintele pe care le scrieți. Evident că trebuie să scrieți ceva, nu? Ca să se întâmple toate aceste lucruri. Puneți-vă pe scris. De câteva luni de zile parcă îmi stă nu pe limbă, pe deget, să nu scriu niște lucruri. Nu musai ultimele evenimente prin care am trecut. Poate nici chiar cele din ultimii ani. Dar am multe lucruri care stau să iasă. Pentru unii, probabil pentru cei ca mine, poate că scrierea asta ține și de caligrafie și de o artă a scrisului sub o altă formă. Sau nu neapărat a scrisului, cât a manevrării creionului. În fine, așa mi-a venit, așa vă zic, da? Pentru unii dintre voi. Oricum, sunteți ghidați, suntem ghidați, da? Suntem ca niște mici școlari în preajma acestor
ghizi spiritual, ghizi de lumină, îngeri de lumină care stau în spatele nostru și ne inspiră de fiecare dată. Și poate vă întrebați, oare de ce am trecut? Am trecut prin anumite situații tocmai ca să fim testați, tocmai ca să ne întărim și să ne readucem aminte de valoarea noastră. Pe care ce dacă? Ok, ei nu o văd. Și ce dacă nu o văd? Noi o știm. Și asta e cel mai important. În continuare, ce mai avem aici? Avem abundența infinită. Probabil în momentul în care scriem anumite lucruri, intrăm pe această vibrație sau o manifestăm mai rapid, poate ceea ce vom scrie sau vom manifesta prin scris, vom atrage abundența, adică vom avea succes sau veți avea succes, veți vinde bine ce veți scrie. Dar acum mi-a venit ideea că poate această scriere nu ține doar de musa, e o carte de poezie, un roman sau eu știu ce, un subiect de cercetare la care lucrați unii dintre voi, care sunteți la master, doctorat, da, sau chiar dacă nu sunteți, poate aveți în plan să scrieți o carte. Eu cel puțin am, cel puțin două, una începută. În fine. Acum vine altceva în gând și probabil că nu degeaba. Trebuie să faceți acele afirmații, acele manifestări, acele intenții care doar prin scriere vor atrage abundența pe care o meritați. Pentru cei care încă nu vă cunoașteți valoarea, iar scrieți așa cum sau descrieți-vă așa cum v-ați vedea, ca să începeți să atrageți această imagine și în realitate și să vă bucurați de abundență. Bine, pentru cei care nu știți, pentru că știu că pești, cel puțin la început de viață, sunt foarte neîncrezători în ei. Trebuie să lăsăm în urmă ceva, let go, da? Lăsați să se ducă pe apa sâmbetii. Ce nu v-a priit? Toate lucrurile negative, toate situațiile negative prin care ați trecut, tocmai ca să vă întărească, să vă întăriți și să vă aducă mai aproape de această vibrație superbă. Îndepărtați-vă de o situație tocmai ca să se rezolve. Adică, lăsați lucrurile să se rezolve în timp divin, cu instrumente divine, nu intrați, nu participați în rezolvarea acestei situații, pentru că probabil nu e treaba voastră să o rezolvați. Am ajuns și eu la concluzia asta că uneori e cazul să-i lăsăm pe ceilalți să-și facă lecțiile. Degeaba le spunem, le arătăm că nu pricep. Trebuie să plecăm din viața lor ca să înțeleagă anumite lucruri. Despre cine o fi vorba, sunt multe persoane în jurul nostru care nu ne-au apreciat, care nu v-au apreciat și pe care trebuie să le lăsați, nu neapărat să nu le mai vizitați, să nu mai vorbiți cu ei, ci să vă concentrați eventual mai mult pe voi și mai puțin pe ei și pe problemele lor. Să și le rezolve, să crească, așa cum ați crescut și voi, da? Că în multe situații voi n-ați fost ajutați, nu în sensul pe care, sau nu în felul în care v-ați fi așteptat. Nu zic că au fost și oameni buni alături de noi, dar poate ajutorul adevărat, consistent, l-am primit doar de la divinitate. Probabil unii dintre voi v-ați concentrat, ia uite ce interesant și ce văd, v-ați concentrat pe o situație prea mică. Cățelușul, nu zic, cățelușul meu e drăgălaș, chiar dacă nu vă place, mie îmi place și iubesc. Nu cred că se referă la cățelușul meu sau al vostru. Vorba că v-ați orientat către o... Eu așa văd acum și așa citesc, asta e, cu fie altceva, dar așa simt. Ați stat într-o relație care a fost prea mică pentru voi, pentru capacitatea voastră. Aveți în spate un inoroc, ceva absolut... Absolut, da, îmi place mie cuvântul ăsta, absolut fantastic. Aparent irealizabil, dar de ce nu intrăm într-o dimensiune în care cele mai trăznite lucruri, dar bine, frumoase, evident, se pot realiza. Chiar și această abundență infinită pentru cei care poate au trăit o viață în sărăcie. De ce nu? Why not? Călătoriți, sau poate aveți de-a face cu cineva care călătorește mult. Consiliere, în cazul în care voi nu sunteți apt să-i consiliați pe alții, poate e cazul să mergeți voi la o consiliere sau cel mult să vă consultați cu sinele vostru, cu îngerii voștri, ca să vă vindecați energia. Ce mai e? Flori, prin plante.
În fine, eu zic că e suficient deocamdată pentru început, pentru că vă mai așteaptă niște mesaje foarte frumoase. Evident că nu le-am pregătit eu, ele au vrut să vină. În timp ce am amestecat aceste cărți, am văzut la un moment dat Union of Hearts, da? Uniunea inimilor, care vorbește despre suflete, flăcări, gemene. Pentru unii dintre voi, evident, pentru cei care ați muncit și sper să fac un video odată, flăcările gemene sunt pentru cei care lucrează cu ei, nu pentru oricine. Pentru că nu este o energie foarte confortabilă. Nu vă închipuiți că dacă v-ați întâlnit flacăra geamănă, mai ce poezie, totul roz, tot... Am uitat să vă servesc. Eu, o doamnă, domnișoară, care a poftit la biscuiții de la etalarea celor din Săgetător. Am aici niște biscuițe, tot din unt, am o ciocolățică cu mentă, atâtic mai am că restul le-am mâncat. Dar sunt drăgălași și biscuiții ăștia, nu zic că sunt și gustoși. Sunt și gustoși, dar sunt... Uite, sunt haioși, au diferite forme. Sper să te atragă. Și măcar văzându-i, nu știu, te simți mai ca acasă. Da? Ca între noi, peștișori. Et, diferite forme. Asta zici că e un... o hartă astrală vedică. Drăguț. Ok. Deci sunt aici pregătiți, doar trebuie să vii să-i mănânci. Dacă nu, îi mănânc eu. Nu știu cine e doamna, domnișoara, pofticioasă ca și mine. Dacă ar fi să am un viciu, cred că sau un păcat este cel al dulciurilor. În fine. Au sărit niște cărți. Dom'le, nu m-am putut abține să nu le iau, nu se putea. M-au tentat. Aș fi vrut să fie doar una, ca să fie mai ușor de vorbit. Dar o să scurtez cât de cât mesajul. Pentru că ia ca ce ați primit. Dragii mei peștișori, cineva vă iubește rău, rău, rău de tot. Și cineva e pregătit să vă și spună că vă iubește, ceea ce e mare lucru și un act de curaj, pentru că majoritatea oamenilor, pe lângă faptul că nu au curajul să spună ceea ce simt, ceea ce gândesc, dar nici nu conștientizează, le este frică de emoțiile lor, le este frică de dragoste, nu mai zic de aceste cuvinte. Nu mai zic de aceste cuvinte care sunt cele mai puternice, evident. Da? Eventual, poate unii dintre voi, unii unele, chiar veți spune voi aceste cuvinte. În cazul în care dragostea este împărtășită, cine vă iubește este și persoana pe care o iubiți. Și atunci va fi un răspuns la o declarație. Ia să mai vedem ce ar mai fi aici. Acum simt... Pe 20, poate pe 20 se întâmplă. Aveți 12 și avem, de fapt avem, avem 12, 17, da? A, 12, 17 și 20, în fine. Dar acum am simțit altceva în plus când am privit această carte. Poate cineva care nu are curaj, nu are atâta curaj, Doamne, și bunii oameni, se înfoie în pene că sunt mari și tari când e vorba de explicații, de, nu explicații, de sinceritate cu ei și cu cei dragi. Sunt absolut slăbuți. Cine nu are curajul să vă zică, simt că ar putea să vă spună, eu știu, poate printr-o melodie, să vă trimită o melodie, o poezie, ceva de genul ăsta. E o harpă, da? În cazul în care chiar le este greu. Dar oare de ce le-o fie greu? Probabil că ego-ul acela nu este lucrat. Și atunci, nu degeaba vi se zice să lăsați lucrurile să se ducă, da, să-și învețe fiecare lecția, să prindă curaj, pentru că nimeni nu prinde curaj decât în momentul în care lucrezi cu, eu știu, tine. În continuare, ce mai avem, ce mai aveți? Aveți credință și aveți răbdare. Poate... Dar până acolo să zic altceva. Deci dragostea este răbdătoare și amabilă întotdeauna. 6. Ce mai zice? Aveți încredere în această situație. Ce situație voi știți? E o situație de dragoste, da? În care se va vorbi despre lucruri serioase. Și ce este atât de serios decât... Sau ce este... Mai serios decât dragostea, nimic altceva. Poate sănătatea ar mai fi. Dar sunt legate una de cealaltă.
Fără dragoste nu poți să fii sănătos și invers. Asta e clar. În fine, aveți credință și aveți răbdare. Două lucruri. Eu cu răbdarea stau mai prost, dar credința la credință sunt destul de bine. Probabil că e o situație care vă va da aripi și nu doar vă va transforma. Evident, când îți zice cineva că te iubește, n-ai cum să nu simți că zbori, mai ales dacă e persoana pe care și tu o iubești, da? Dar poate că și ei, nu poate, sunt convinsă că și ei trebuie să se transforme și nu doar. Eu am senzația că această copiliță este relația în sine, pentru că apare, așa simt, așa citesc, apare după ce se face această declarație, adică după ce există acel moment de sinceritate, deschidere absolută și poți să spui că da, aceasta este relația și relația va începe să treacă prin niște transformări și va fi testată, îi se va testa relației sau ambelor părți, îi se vor testa credința și răbdarea. Este foarte interesant și foarte frumos mesajul. Oarecum amândouă cărțile sunt similare, dar totuși, aici este lotusul care trece prin foarte multe până să se deschidă. Probabil că și voi, ori separați, ori relația în sine, va trece prin foarte multe. Dar, de ce trece? Tocmai ca să se deschidă, tocmai ca să ajungă într-o... Wow, ce stare am acum. Ca să ajungă într-o altă dimensiune, da? Într-o altă lume. Poate că ceea ce... Ce stare... Ce veți face acum, ce sădiți acum pe acest pământ, va avea reverberații poate într-o altă viață, într-o altă dimensiune, pentru cei care credeți și în alte dimensiuni, sau poate în această nouă eră în care intrăm, sau deja am intrat cu toții. Aveți răbdare. Ah, ce frumos! Și acum, deci, după ce aveți răbdare, după ce ai tu peștișor sau partener peștișor sau amândoi aveți răbdare, eu cred că e vorba de amândouă persoanele, vă veți putea bucura, de aici e soare, acolo este mai umbră, da? Vă veți putea bucura de o nouă viață. Da, total transformați, pentru că sunt fluturii. Știți povestea fluturilor, da? Foarte frumos. Aici, în continuare, dragostea este peste tot în jurul vostru, în jurul nostru. Trebuie doar să ne mișcăm. Adică să nu stăm pe loc, să nu stăm fixați într-o idee, într-o relație care nu ne crește sau cu oameni care nu ne dau aripi, da? Cățelușul e drăguț, e loial, e finuț, e drăgălaș. Dar nu poți să zbori cu el așa cum poți cu inorogul. Inorogul iar ține de credință, da? Ce frumos! Și în continuare, iubește ceea ce ești. Numărul 8, iar transformare. Iartă! Iartă! Exprimă dragostea pe care o simți. Da? Și iubește ceea ce ești. Pentru cei care nu aveți încredere. Sunt mulți peștișori care nu au încredere în ei, din păcate. Drăguț. Foarte frumos. Mă bucur. Evident că mă bucur. Din seria aceasta de cărți, pe care nu prea am mai folosit-o de ceva timp, Elefantul. Ori aveți de-a face cu un semn de foc, o persoană foarte puternică, autoritară, este deja regele de foc, da, de bâte, așa ar trebui să fie, energie masculină. Dacă nu-i persoană, e o situație. Oricum, elefantul, am mai zis la nu știu ce zodie, elefantul reprezintă o energie care vine din spate. Ca un soi de îngeri sau persoane dragi care s-au dus și vă protejează. Creează așa un zid, o armată protectoare în spatele vostru, gata, pregătită să dărâme orice blocaj pe care le experimentați în acest moment. Soare, lună, Venus, ascendent în pești. Nu știu cât de coerentă sunt, dar sper că... Hop! Ha!
Iar au venit două cărți. Domnule, domnule, semn de apă și semn de pământ. Semnul alchimic al cui? De curiozitate. A trebuit să lucrați cu chakra a doua. Da? Chakra a doua. Unii dintre voi, dintre noi, în fine. Deci, a vrut să apară, iar semn de apă, nu, a zis, nu, acum zic. Delfinul. Delfinul cred că a apărut la ce zodie? A apărut la fecioară. Nu? La fecioară? Posibil la fecioară. Nu mai știu. Verificați. În fine, a mai apărut undeva. Dar în spatele delfinului este râmulița, semn de pământ. Dar am spus că această carte nu reprezintă o persoană anume, ci energia pe care a trebuit să o preluați voi în această perioadă. De fapt, sunt două. Delfinul, după cum vedeți, este voios. Reprezintă regina de cupe. Da? E semnul alchimic al apei. Deci, oarecum, ar trebui să rămâneți în vibrația voastră. Fiind semn de apă, rămâneți, dar manifestați această regină. În acest sens, sau în această carte, mai bine zis, delfinul este zâmbăreț. Zâmbiți mai mult. Fiți optimiști, fiți jucăuși, colorați, da, manifestați culoare, transmiteți voie bună, poate ar trebui să dansați mai mult, eu simt nevoia de dans, poate mai mult decât oricând. Ce drăguț! Și să dați din aripioare cât puteți de repede, să vă îndepărtați de ce a fost negativ, da? Let go, lasă să se ducă pe apa sâmbetei și mergeți voi cu viteză mare către aceste culori, către această vibrație. Poate este o vibrație care vă cheamă și pe care n-ați auzit-o din cauza că ați stat fixați în niște ape tulburi, da? Cum a fost și noiembrie, foarte bruiante. Deci mie, în acest moment, pe mine mă atrag aripioarele delfinului. Și cred că e vorba de mișcarea voastră, să plecați cât mai repede din acea energie către culoare, către voie bună, nu știu, o discotecă, nu știu dacă mai există discoteci, dar poate or fi cluburi, chestii. Dacă nu, o întâlnire cu prietenii. Bine, acum vin sărbătorile, e clar că trebuie să vă simțiți bine. Deci aripioarele mi-atrag atenția acum, în mod special. Altceva, ce-ar mai fi? Ce chestie, da. Pentru că în spate, acest viermișor, viermișorul ăsta reprezintă semnul alchimic al pământului. Este o energie de... de început. Pentru că e vorba de semnul alchimic al pământului, mă gândesc că ar putea să fie primii voștri pași într-o direcție care este, va aduce stabilitate, dar vorbim de pământ, da? Succes financiar, poate și o relație de lungă durată, poate că tot am vorbit de dragoste și de cele mai puternice cuvinte pentru unii dintre voi, dacă nu e vorba de relație, poate să fie, am vorbit, da, de scriere și abundență infinită. Succes în cazul în care exprimați și prin scris anumite lucruri. Deja au făcut 24 de minute. Și ia uitați-vă. Am zis că delfinul, așa îl văd acum, că merge către această culoare, pată de culoare. Aceeași pată de culoare sau asemănătoare este și în acest vierme. Știu că e ciudat, am zis, a fost ales tocmai pentru că reprezintă primul stadiu într-o situație, că e relație, că e la locul de muncă, că este un proiect, poate să fie un proiect la care lucrați, să începeți să scrieți, dar mergeți cu viteză maximă către acest proiect.
care vă va aduce în această... Ia uite, și culorile sunt asemănătoare, da? Ca la abundență infinită. Ne vedeți? Unde sunt? Așteptați un pic. Ok, nu așa că sunt similare culorile? Ce frumoase sunt. Ia zi. Nu așa? Deci, mergeți către abundență, ieșiți din situațiile prin care ați trecut. Că este proiect, că este relație, a trebuit să intuiți pentru că delfinul este foarte intuitiv. Da, am zis că delfinul e și erotic, poate ține și de erotism, de o situație erotică, da, o relație, dar care din acel joc erotic poate să meargă către o chestie serioasă și de, pe termen lung. Așa simt, așa citesc și asta e, am vorbit, da? Și aici, șarpele de mare. Iar sexualitate, da? Chakra a doua, care ține de creativitate și sexualitate și erotism. Aici simt că ar fi un ochi. Poate vedeți lucrurile. Eu știu, viața voastră intimă o vedeți cu alți ochi. Creativitatea o vedeți cu alți ochi. Ar fi multe de spus. În fine. Continui cu aceste cărți. Crucea celtică, deși am vorbit destul de mult. A vrut să se arate steaua. Steaua înseamnă vindecare. Înseamnă o poziție de popularitate într-un domeniu. Dacă aveți multe opțiuni, semn de apă, da, nu musai, dar dacă aveți multe opțiuni, într-una s-ar putea să ajungeți la un grad de popularitate mai mult decât în celelalte, de-aia este bine să alegeți bine, e bine să alegeți bine, asta mai zic și eu, Iurea. Așa, cred că poate ați avut de-a face cu cineva care v-a creat confuzii, semn de apă mai mult sau mai puțin, nu e obligatoriu, dar cineva care v-a creat confuzii și vreți să vă vindecați din această stare de confuzie, să vă echilibrați apele, cupele, și aici cupe, și aici cupe, să vă echilibrați emoțional. Ah, da. Și stea reprezintă și speranță, credință. Este cartea speranței. Ați avut mai devreme? Have faith, have patience, da? Probabil că se leagă, nu degeaba, nu? Ah, și șase de cupe! Șase de cupe, am mai văzut-o pe... Și îndrăgostiții, domnule, dar unde deschid numai, de... numai relații de dragoste? Mai amestec un pic. Soare, lună, Venus, ascendent în Pești, noiembrie 2019. Cineva vine să vă facă o ofertă de dragoste, probabil că îi mai lipsește această cupă, cupa fiind, a 10-a fiind voi. În rest, persoana e destul de mulțumită, fericită sau pur și simplu întâlnirea cu voi le aduce fericire, da? 9 și cu 1, 10. Oricum, într-un fel sau altul, unul dintre voi sau amândoi vă veți bucura. De ce? De cupe. Să nu beți prea mult. Soare, lună, Venus, ascendent în Pești. Decembrie 2019. Am văzut-o, știm, intuim lucrurile mai mult decât alții, asta e clar. Okay. Hai să tai în fața voastră, ia, vedeți? Pești, soare, lună, Venus, ascendent în Pești. Central. Trei de cupe, proiect, sper să nu apăs aiurea pe... telefon, da? Proiect la locul de muncă, colaborare, sau vă gândiți la un semn de pământ, mai mult sau mai puțin, care muncește. Poate este și un trio pentru unii dintre voi. Dar eu cred că acum sunteți concentrați, majoritatea, să lucrați la un proiect. Știu că peștii sunt foarte ambițioși, deși se vorbește despre noi că suntem nu știu cum, dar... Nu știu, vorbele nu prea au de-a face cu realitatea. Munciți la un proiect cu toată energia voastră. Probabil că vreți să-l transformați în proiectul vieții voastre. Cercetare, ce ar putea să fie de doctorat sau artă sau eu știu ce ar putea să fie. Chiar dacă nu este
proiectul vieții voastre este ceva în care puneți mult suflet și transformați sculptura, deja nu mai e sculptură, e aproape vie, da? Transformați acel proiect într-un fel în care, nu știu, poate puțin reușesc să-l transforme. Hai să vedem ce îl provoacă. 9 de spade. Griji. Bine, adesea nefondate. Griji legate de bani. Da, știu, și eu mi-am făcut griji legate de bani, pentru că luna trecută a fost foarte grea, chiar și octombrie. Pentru unii poate să fie și o stare de boală, dar cred că e mai mult o boală autoimpusă. De-aia avem și sfatul să lăsăm lucrurile să se ducă, să ne concentrăm către ce este frumos, pozitiv. Poate un semn de aer pentru unii, un semn de aer e la pat. Este posibil și acest lucru. Și această situație să vă afecteze capacitatea voastră de lucru. Sau poate unii sunteți într-un trio, pentru că știu, da, povestea. Și să acest trio să fie afectat de boala cuiva. În trecutul îndepărtat, drăguț, roata norocului. Dar roata norocului înseamnă întâlniri karmice, de destin. În orice situație ați fi, este datorită faptului că roata a început să se învârte și chiar dacă poate acest trio să vă aducă suferința, de pe de altă parte vă aduce și altceva, că tot am văzut cupe și bucurii, da? Trec peste asta. Dacă e vorba de bani, în ultima vreme ați început să vă mișcați, să acționați, să manifestați acest spor, pentru că îl meritați. Hai să ne mai gândim și la bani, da? Că tot e central. Mai lăsăm problemele sentimentale pentru alții și pentru altă dată. Să fim și noi din când în când mai pragmatici. Pentru unii poate să fie cineva în semnul săgetătorului sau al peștilor, soare, lună, Venus, ascendent în pești sau un săgetător pentru că e Jupiter. Dar, Jupiter a început să se, probabil că de când a început să miște Jupiter mers direct, ați început să beneficiați de un spor, de un noroc, la care poate n-ați mai sperat de foarte mult timp, pentru că pentru unii a fost pe casa a 10-a a carierei. Pentru unii. La mine a fost a 5-a. Îndrăgostiții! Mai peștișoare! Vrei, nu vrei, asta e, apare. În ultima vreme v-ați îndrăgostit, nu neapărat în semn de cineva cu soare, lună, Venus, ascendent în gemeni. Dar știu pe cineva care s-a îndrăgostit de o gemenuță. Și gemenuța este bolnăvioară. Dar trecând peste aspectul ăsta, că e doar un caz la nu știu câte, în ultima vreme, ori ați început să vă îndrăgostiți, v-ați întâlnit în timp divin cu sufletul vostru, pereche, geamăn, că vorbim de suflete gemene, da? Nu e obligatoriu să aibă planete în semnul gemenilor, evident. Dar e o persoană cu care vă completați foarte bine, yin și yang, da? Masculin și feminin. Zici că e opusul și poate într-un fel e opusul, dar tocmai pentru că e opusul te și completează. Această întâlnire, da, karmică, a fost orchestrată de divinitate, tocmai ca să învățați ceva și acum îmi vine în minte ca să construiți, să lucrați ceva. Pentru că asta este cartea colaborărilor, da? Probabil că acum nu aveți idee ce și cum. Vă faceți griji pentru una, pentru alta. Trebuie să le clarific. Dar ideea e că vă faceți griji. Sau sunteți un pic bolnăvior, unii sau alții. Oricum, această întâlnire este foarte importantă și este cu un scop, evident. Acum, pentru unii, poate, în ultima vreme, v-ați gândit și la a trebui să alegeți între o persoană din trecut și o persoană care a apărut de curând, da?
E alegere importantă în dragoste. Oricum, printre toate câte le-am spus despre această carte, această carte reprezintă și o chimie foarte puternică, atracție foarte puternică între voi și o altă persoană. Dar este permisă de divinitate ca să... Ia să vedem ce aș mai putea eu vedea despre această scuze. Despre această carte. Acum, ce mă atrage acum? Mă atrage ceva ce n-am mai văzut până acum. Este un cerc. Deci voi doi, el și ea, cine o fi, da, intrați într-un cerc. Al vostru, un cerc magic. Wow! Imediat, să nu le amestec ideile. Ce chestie. Și cred că am zis la mesaje ceva de genul ăsta, puteți să dați în urmă. Nu știu de ce am senzația că se leagă. Totul în jur e verdeață, peisaj, munți, la, da? Aici cei doi sunt parcă pe un alt teren, într-o altă lume, într-o altă dimensiune, cum am spus mai devreme, sau ceea ce urmează să construiți voi cu acești, cu acești doi pomi, ar putea să fie o altă lume, o lume într-o altă lume. Oh, ce stare am. Și acum, pentru că aici sunt trei monede, da? Și aici, da, trei persoane, și aici sunt trei persoane. S-ar putea în acest trio, de fapt, voi doi sunteți aici și divinitatea lucrează relația voastră într-un fel în care, da, veți vedea, aveți răbdare și credință că se va crea ceva frumos. Dar creația asta nu ține doar de voi doi, ci ține de divinitate. Voi trebuie doar să aveți răbdare și credință. Evident, și bun simț și respect și deschidere. Dar adevărata lucrare o face Dumnezeu, Creatorul, care v-a adus împreună. Viitor îndepărtat, faetonul, semnul oracului. Dar să ajungem mai întâi la viitorul apropiat. Oh, viitorul apropiat, nu stați de vorbă, ați întrerupt comunicarea. 5 de monede pentru unii dintre voi, viitorul apropiat. Vă simțiți izolați. Ori v-ați despărțit, v-ați separat, sunteți într-o perioadă de separare și probabil că din acest motiv aveți aceste griji, unul, măcar unul, dacă nu amândoi, fiecare în patul lui. Da, separat. Evident că în această carte, eu așa simt. Simt că în acest moment sunteți separați. Fiecare trece prin frigul lui, prin lecția lui. Poate la unul să fie mai grea lecția, la altul să fie mai ușoară. Depinde fiecare cum și-a făcut temele în privința relațiilor și a spiritualității. Pentru că avem totuși o biserică, da? Și avem totuși o relație. Care scârție? Tocmai pentru că nu este comunicare. Comunicare 3, da? Ține de comunicare. Colaborare, da? În această relație, cred că unul are puterea de manifestare și altul ce ar putea să fie acest manuscris? Poate vine cu inspirația? O să mai văd dacă am timp, că deja au trecut 39 de minute. Deci, oricum, în prezent și viitorul apropiat, nu comunicați, nu vă simțiți bine, vă simțiți izolați unul de celălalt și trebuie să transformați, cinci înseamnă transformarea, această energie, cinciu, da?
S-o transformați, ce să mai e? Și o să o transformați, pentru că în viitorul îndepărtat arată faetonul. Mergeți, evoluați către ce? Către steaua pe care am vorbit, pe care am văzut-o mai devreme. Faetonul întotdeauna merge către stea, către destin. De destinul relației, da? Destinul relației. Bănuiesc. Deocamdată n-am văzut o separare, decât o stare de tăcere temporară, zic eu. Semnul oracului sau al săgetătorului. Oricum, poate sunteți doar voi dacă nu este relația în sine. Sau poate este altcineva, evident că poate să fie și altă persoană. Dar cine se hotărăște să meargă mai departe și urmează intuiția, asta e clar. Sau poate cineva vine, tot așa, vine pentru că își urmează intuiția. Pentru că e vorba de călătorie, da? Sfatul, justiția. Manifestați dreptate. Manifestați echilibru. Când apare justiția, înseamnă că nu s-a făcut justiție. Înseamnă că situația în sine n-a fost corectă. Probabil că de-aia sunteți acum într-o separare. Până se echilibrează, cineva se desparte sau își reanalizează contractele. Cine are? Cine are contracte? Sau pur și simplu, pentru că e sfat, manifestați corectitudine. În cazul în care n-ați manifestat-o, e clar. Spuneți-vă adevărul și vă eliberați de orice tensiune. Uh-huh. Și în relație și în viața voastră de zi cu zi, ca să atrageți spor. Exterior. Exterior, cineva, semn de foc, posibil, berbec, leu sau săgetător, se luptă pentru voi. În ce fel se luptă? Ei știu. Este forță exterioară. Nu sunteți voi. Cel puțin în felul în care mi-așez eu această cruce celtică, în această carte nu sunteți voi. Este influență exterioară. Un semn de foc se luptă pentru voi. Că este din trecut, că e din prezent, poate să varieze de la unul la altul. Poate să vă și apere, am zis. Nu, am zis doar că se luptă. E o diferență, da? Poate să încerce să vă apere de ceva. De, eu știu, aceste bâte, de acești foani. De ce vă este frică? Iar semnul leului, unii dintre voi vă e teamă de un leu sau de o fecioară sau vă, da, trecem peste asta. Vă este teamă că n-aveți putere, dar aveți. Când apare, înseamnă că aveți și înseamnă că ați trecut și că urmează să mai treceți prin niște situații. Deci aveți credință, aveți răbdare. Nu degeaba ați primit aceste mesaje. Pentru că așa veți crește. Interesant. În acest moment, cei care sunteți mai la început de relație, nu știți exact unde poate să ducă relația. Și vă este teamă, tocmai că nu aveți puterea să o duceți mai departe. Ori voi, ori ei. Poate voi vă vedeți puternici, dar îi vedeți pe ei slabi. De-aia apare în poziția fricii. Însă, ce e interesant la această carte este că este un cuplu aici, da? Poate este o persoană mai impulsivă, mai... N-aș zice vibrație joasă, că poate nu e chiar elegant să spun, dar obișnuită să-și urmeze impulsurile fizice, da? Leu asta face, nu e obligatoriu, trecem peste ezodii, da? Leu sau fecioară, da? Este o persoană care e obișnuită să se orienteze către latura sa fizică și cealaltă persoană către latura sa spirituală. Dar împreună, cum am zis și mai devreme, împreună, da, împreună, vedeți? Foarte frumos mesajul pe care îl primesc acum, da? Puteți transforma relația. E 8, da? E o creștere spirituală împreună.
Și aici am vorbit același lucru. Iar este, am zis că spiritualitatea apare și aici, da, îngerul. Și mie astăzi mi s-a părut că această persoană este un înger care vă ajută în a vă lucra relația. Nu știu pentru cine, dar o fi pentru cineva mesajul ăsta. Vă este teamă că nu aveți putere, că nu veți ști cum să vă transformați relația, dar veți primi, da? Veți primi inspirație, mai devreme sau mai târziu. Ce vă doriți? Asul de spade, pentru că sfatul este să manifestați justiție, da? Și dacă manifestați justiție, veți primi adevărul. Dacă voi veți fi corecți în ceea ce faceți, cum gândiți, cum acționați, mai devreme sau mai târziu, cine v-a mințit sau cine v-a derutat într-un fel sau altul, va trebui să acționeze corect. Altfel, nu puteți merge mai departe, da? Trecând peste faptul că e semnul racului sau al săgetătorului, poate să fie orice alt semn care vine, da? Dar poate să reprezinte relația în sine care merge mai departe. Dar nu are cum să ajungă în această fază de mobilizare generală, nu are cum relația să iasă din această stare de frig, de boală, boală sufletească, spirituală, până nu vă exprimați adevărul și voi și ei. Și voi și ei, pentru că aici e sfatul, aici sunteți voi. Eventual, poate unii dintre voi trebuie să mergeți la un avocat. Unii. Dacă nu e avocat, exprimați-vă adevărul și veți primi adevărul. Și uite așa, chiar dacă acest faeton nu este relația, sunteți voi care mergeți mai departe. Vedem, variază de la unii la alții. Poate destinul vostru să fie separat. Deocamdată n-am văzut decât justiția ar vorbi de separare, dar și asul de spade. Dar nu e o separare de asta. E altfel, e o manifestare a dreptății. Nu e o ruptură, ca turnul sau eu știu ce altă carte. Finalul, 9 de cupe. E de bine, adică dacă exprimați acele trei cuvinte, două cuvinte în limba noastră, dacă vor fi exprimate și de voi și de ei, da? Asta înseamnă dreptate. Vă puteți bucura și puteți să mergeți în continuare, da? E frumos. 9 de cupe. 8 de cupe, 9 de monede, turnul, regele de monede, magicianul și marele preot. Și 10 de cupe. Da. Mai mult odată. Așa văd, citesc. Finalul ar fi 9 de cupe. Este similar cu steaua, varianta mică, împlinirea dorințelor, da? Și asta pentru că v-ați îndepărtat. De ce nu v-a prit? De acele cupe goale, de acele cupe cu pelin. V-ați transformat emoțional, ați mers de la 8 către 9 și 9 s-a manifestat, da? Tocmai pentru că ați plecat din ce nu v-a prit. Și ați plecat sau plecați unii dintre voi către independență financiară, către trezire, eventual dacă există ruptură, reconstrucție, iar eventual cu o persoană care are stabilitate financiară, eventual, dacă nu e o persoană, este o energie la care veți tinde voi după acest turn. Da? Trezire sau ruptură. Am zis, dacă nu e persoană, e o poziție. Însă, haideți să vă arăt.
Eu așa văd cărțile. Posibil pentru unii, asta e, trebuie să zic, poate să fie un alt semn de apă sau cu planete acolo. Deci eu așa văd, așa vă arăt. Cineva stă bine mersi, încântat de tot ce a realizat, poate autosuficient. Celălalt își vede de drum, de nouă cupe pe care trebuie să le atingă persoana respectivă. Și le atinge găsindu-și independența financiară. Ce-ai pățit? Așa. Între timp, apare o separare sau o trezire a uneia dintre părți. Trezirea bănuiesc că este a acestui rege de monede care va dori la un moment dat să manifeste un angajament sau o chestie serioasă care aduce fericirea pentru că știe că aceste două suflete, înțelegeți? Sunt suflete perechi. Și nu doar de ieri de azi, din copilărie, sunt dintr-o altă viață sau din mai multe vieți. Ați înțeles ce am explicat? Da? Turnul a zis chiar dacă nu-i separare, este trezire între două persoane care sunt oarecum independente și bine mersi și pe finanțe și pe starea lor emoțională. Și acel turn vine ca să se trezească cel puțin o persoană, dacă nu ambele persoane, că au de manifestat, da, ce am zis mai devreme, da, o relație, un angajament, un contract, nu e obligatoriu căsătorie, dar e posibil și așa ceva, da, care le va aduce fericire. Așa văd cărțile, așa vă zic. Vi le-am arătat, dar nu le-am inventat, nu le-am creat eu. La capătul setului de cărți, judecata. Judecata reprezintă împăcare, evident, transformare. Ce a fost rupt, ce a fost despărțit, că e o separare temporară, se va rezolva cu un telefon, nu știu, cu un mesaj, cu ceva. Cu acele cuvinte, eu știu cu cine. Deci, transformare, judecată, către victorie. 6 de băte. Transformare către victorie. Într-o situație, ăsta e adevărul, într-o situație în care a fost un trio. Ăsta e adevărul, nu are rost să-l mai rețin. Că se poate interpreta trei de cupe și o întâlnire între două suflete perechi, dar cred că victoria este într-un trio care trebuie să revină la normalitate, da? La duo. Cineva trebuie să taie a treia persoană. Cineva trebuie să decidă între X și Y. Îi va trebui o perioadă de meditație, de vindecare, ca să se echilibreze și, în primul rând, să-și recunoască valoarea și a sa și a celui pe care l-a ales, eventual. Și să manifeste un nou început pasional, o relație, să se îndepărteze de ce a fost toxic, cum a zis mai devreme, de tipare, de șabloane și să manifeste o relație armonioasă. Iar am vorbit de suflete gemene sau vorbesc, dacă nu am vorbit. Da? Am vorbit și aici, am vorbit și aici. Da. Pentru că, la un moment dat, acest împărat a rănit. A rănit cu minciunile și cu, poate, dorința sa de control prea mare. Însă, la un moment dat, va vrea să manifeste într-un fel sau altul, da? Ce? Această bucurie. De fapt, așa ar trebui să fie, frate, da? Această bucurie. Cu altă regină de cupe sau cu voi, da? Cu voi a trebuit să fie. Nu altă regină. Cu voi, regina de cupe. Sau poate să fie alt semn de apă pentru unii dintre voi. La distanță, la un drum sau pe care îl așteptați, cu care aveți speranță, vedeți viitorul altfel. Cam aceasta ar fi etalarea deocamdată. Am zis, oh, wow, 54 de minute. Vin cu partea a doua. Vă pup, numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!